Salutare tuturor, bine ați venit din nou la o nouă rețetă. Astăzi vom pregăti ceva foarte sănătos pentru cină, și anume o salată cu speclă roșie și în loc de pâine vom mânca clătite fără gluten. Deci haideți să începem rețeta cu clătitele. Pentru clătite vom pune într-un bol mai mare un ou, sare după gustul fiecăruia, 2 linguri ulei de măsline, și amestecăm. După ce vom amesteca foarte bine, vom adăuga 300 ml de lapte fără grăsime și amestecăm. Iar acum vom adăuga 100 g făină de ovăz fără gluten și amestecăm foarte bine să nu rămână cocoloașe. Compoziția este gata, o dăm puțin deoparte, vom pune o tigaie la foc mediu, o vom unge cu puțin ulei de măsline pe toată suprafața și vom începe să facem clătitele. După cum ați văzut, dragii mei, este o rețetă de clătite foarte, foarte rapidă și foarte bună. Eu aceste clătite le mănânc în loc de pâine, dar se pot mânca ca și desert, umplute cu dulceață. Le vom învârti și pe cealaltă parte. Le vom scoate pe un platou și vom continua până vom termina de pregătit tot aluatul. Dacă doriți să faceți mai multe, doar trebuie să dublați cantitățile ingredientelor. După cum vedeți, dragii mei, este o rețetă extrem de ușor de făcut. Aceste clătite le puteți face dulci sau sărate. Clătitele noastre sunt gata, acum le vom da deoparte și vom pregăti o delicioasă salată. Pentru salată voi tăia o bucățică de brânză feta în cubulețe mai mici. Brânza o vom da deoparte, iar acum vom tăia în cubulețe mici sfeclă roșie, aproximativ 3 bucăți. Iar acum vom face salata. Vom lua o farfurie în care vom pune sfecla roșie, bucățelele de brânză feta, dacă nu aveți brânză feta, puneți telemea mai puțin sărată. Foarte puțină sare, piper după gust, jumătăți de nucă, ulei de măsline, semințe de susan, câteva picături de zeamă de lămâie și puțin pătrunjel verde. Și desigur, clătite fără gluten. Pentru a nu mânca pâine, vom mânca clătite. Și vă doresc poftă bună! Spor la treabă și numai bine tuturor! Pa, pa!